La Ștefăneștii Narceș se află casa familiei Brătianu, locul în care au fost luate decizii fundamentale pentru țară. Acolo au fost azi liberalii la împlinirea 145 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. 145 de ani. În casa lui Mazar Pașa se puneau bazele Partidului Național Liberal. Prin reunirea fracțiunilor de orientare liberală, care coexistau la momentul respectiv pentru construcția unui partid modern, unui partid pro-european. În luna decembrie anului trecut, premierul Ludovic Orban a solicitat ministrului culturii să transforme vila Florica din Ștefănești, unde a trăit familia Brătianu, într-un muzeu dedicat familiei care a marcat istoria PNL. Ludovic Orban, a cărui zi de naștere este pe 25 mai, a primit din partea liberalilor argeșeni un album al brătienilor, pe care l-a donat muzeului nou înființat. După ceremonia de inaugurare, Ludovic Orban a plantat un copac în curtea vilei.